cu bugetate sunt la Facultatea de Științe Economice, 262, Comandă de Facultatea de Litere și Științe, 205. De asemenea, 10 de locuri sunt alocate tinerilor de etnie romă, absolvenților de licee situate în mediul rural și absolvenților din sistemul de protecție socială. Detalii găsiți și pe site-ul universității la adresa upg-ploiești.ro. Și datele meteo oferite de Mocast, cel variabil astăzi la Ploiești și o maximă de 30 de grade. Pe Valea Prahovei, vremea stabilă și o maximă de 22 de grade. Thank you.
Thank you.